Welcome. Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Învață engleza de la zero. Dacă nu ați vizionat lecțiile anterioare, numele meu este Simina și vă voi ajuta să învățați engleza într-un mod simplu și relaxat, pornind de la zero. În lecția de astăzi vom discuta despre objective pronouns, adică acele pronume care nu reprezintă subiectul propoziției, ci a doua persoană din propoziție și anume complementul. Astfel, vom face o schemă comparativă între forma de pronume personal care reprezintă subiectul, care ține locul subiectului, și forma de pronume um, care ține loc de complement, și anume de objective pronoun. Ele se folosesc în situații diferite, pentru că un pronume care are rol de complement nu va fi niciodată subiectul propoziției și invers. Pentru persoana întâi singular vom avea I ca subiect. De exemplu, I work in an office. I work in an office. Eu lucrez într-un birou. Prin urmare, I este subiectul propoziției. I este persoana care face acțiunea. Iar pronumele obiectiv, cel care are rol de complement, va fi me. Matt calls me every day. Matt calls me every day. În traducere ar fi Matt mă sună în fiecare zi. Acest mă este traducerea lui me din propoziția în engleză. Și observăm că în propoziția Matt calls me every day, Matt este subiectul, Matt face acțiunea, Matt calls. Pe cine? Pe mine, me. Este complement, chiar complement direct, dar astea sunt niște detalii mai puțin importante. So, Matt calls me every day. Nu o să spun niciodată Matt calls I every day, pentru că I este forma de subiect. You. You, ca subiect, va fi you are funny. You are funny. Adică tu ești amuzant. You face acțiunea. Pentru varianta de objective pronoun, o să fie tot you. Este o coincidență, dar e un lucru bun pentru că ne ajută să ținem minte mai ușor. De exemplu, I like you a lot. I like you a lot. Adică eu te plac foarte mult. Acel te este complementul. Și subiectul o să fie I. I like pe cine. You. I like you a lot. Pentru he. He lives in a beautiful house. He lives in a beautiful house. He este forma de subiect pentru că he face acțiunea he lives. Adică el locuiește într-o casă frumoasă. Cu echivalentul în objective pronoun, him. Jack talks to him every week. Jack talks to him every week. Adică Jack Vorbește cu el în fiecare săptămână. Cu el, acel el este a doua persoană din conversație pentru că Jack este subiectul. Jack talks to him every week. Pentru she. She has a new car. She has a new car. Adică ea are o mașină nouă. She este forma de subiect because she has, și face acțiunea. Forma de objective pronoun este her. Give her the book. Give her the book. Adică dă-i cartea sau dă-i ei cartea, dacă vreau să fiu și mai precis. Cui? Ei este complement indirect aici. Și pentru că este o rugăminte, subiectul lipsește, pentru că se subînțelege, atunci când am o rugăminte, da, un imperativ, cum s-ar spune give her the book, se înțelege că subiectul subînțeles este you, prin urmare her este forma de complement. It, ca subiect, va fi it is a nice car. It is a nice car. Este o, o mașină drăguță. It este subiectul. Aceeași formă, tot it, va fi și pentru objective pronoun, și arume, you see it every day. You see it every day. Adică tu îl sau o vezi în fiecare zi. Și aici it poate să înlocuiască orice. Un animăluț, un obiect, orice. Prin urmare, it poate să fie atât formă de subiect, it is a nice car, cât și formă de complement. You see it every day. We. Ca subiect. We study Spanish. We study Spanish. Noi studiem limba spaniolă. We este subiectul propoziției, pentru că we face acțiune. We study. We study Spanish. Varianta pentru adjective pronoun este us. Tell us a story. Tell us a story. Adică spune-ne o poveste. Acel ne, cratimă ne, din limba română. Adică you tell us a story. Din nou, este o rugăminte, da? tell us, nouă, spune-ne nouă o poveste. Tell us a story. You, la plural. You are great teachers. You are great teachers. Aici, you este forma de subiect. Voi sunteți profesori minunați. You este persoana care face acțiunea. You are great teachers. Aceeași formă, you, poate să fie și forma de Uh, objective pronoun și anume Can I visit you this summer? Can I visit you this summer? I va fi subiectul, can I, iar you va fi complementul. Pot să vă vizitez vara aceasta? Pe voi, adică. Pentru they ca subiect, vom avea they are watching the news. They are watching the news, adică they este subiectul, they face acțiunea, ei se uită la știri, iar forma de objective pronoun va fi them. Și anume, can you tell them tonight? Can you tell them tonight? Pot să le spui în seara aceasta? Lor, adică them. Hai să facem o recapitulare. I, me, you, you she her he him it it we us you you they them Iată câteva exemple de propoziții. În exemplele ce urmează vom avea propoziții în care avem uh, niște substantive și vom încerca să înlocuim substantivele respective cu pronumele obiectiv corespunzător. De exemplu, I like Tom and Gina. I like Tom and Gina. I like them. Do you see your aunt often? Do you see your aunt often? Do you see her often? Are you watching a movie tonight? Are you watching a movie tonight? Adika, are you watching it tonight? Are you watching it tonight? My mother is making a cake for Daniel. My mother is making a cake for Daniel. My mother is making a cake for him. My mother is making a cake for him. There are candies for you and me. There are candies for you and me. There are candies for us. There are candies for us. Do you like that hat? Do you like that hat? Do you like it? Do you like it? Ca temă veți avea două exerciții. La primul exercițiu va trebui să completați spațiile goale cu pronumele obiectiv corespunzător în funcție de contextul dat, oarecum asemănător cu ce am dat ca exemplu. Iar la următorul exercițiu veți avea de ales varianta corectă. Să fiți atenți că aveți trei sau două variante. Um, propuse și trebuie să alegeți o singură variantă corectă. Poate să fie fie de subiect, fie de complement. Atenție foarte mare! Răspunsurile, ca de obicei, le veți găsi în descrierea clipului. Mult succes! Deocamdată, asta este tot pentru lecția de azi. Dacă v-a plăcut sau ați aflat ceva nou, dați un like acestui video și subscribe pentru a afla noutăți. De asemenea, nu ezitați să-mi lăsați sugestii pentru alte lecții noi în comentarii. Goodbye!